Vreau să te întreb dacă o visezi despre mama ta și dacă vorbești des cu ea. De visat, îți spun sincer că nu o prea mai visez în ultima perioadă. Sinceră să fiu, nici prea mai am timp să mai visez. Mă trezesc de dimineață sau ajung de dimineață și tot de dimineață trebuie să mă trezesc. Sau atunci când visez pe maica mea, îmi pare rău că nu mi-aduc aminte tot visul, cum a fost. Mi-aduc aminte, îmi rămâne în ochi doar chipul ei. Și aș vrea și îmi doresc să o visez în fiecare seară. Normal, dar ca să pot să... Nu știu cum funcționează partea asta cu visele. Dar ți-a dat vreodată semne? Da, da. Simți că îți dă semne? Nu există zi sau seară în care eu îmi doresc să comunic cu ea și să-i cer un lucru sau să mă ajute într-un anumit lucru și asta nu îmi dea semne. Nu există. Spune-ne, de exemplu, un semn care chiar ai simțit că vine din partea ei. E o cauză mai personală, n-am cum să spun, e o cauză mai personală. M-am rugat într-o seară, eram puțin mai tristă și mai supărată și simțeam că nimic nu mai merge. Și intrasem într-o perioadă de asta, mai puțin bună. Am avut o perioadă nașpa și am preferat să mă rog la ea. Și eu mă mai rog foarte mult la Maica Domnului. Sunt o persoană credincioasă, cei care mă urmăresc știu că mereu la fiecare podcast sau filmare vorbesc despre lucrurile astea, despre Dumnezeu. Și am preferat, zic, vreau să mă rog la mama sau să simt că vorbesc cu ea. Și am făcut asta și pe loc s-a întâmplat ceea ce mi-am dorit eu să se întâmple. Serios? Mi se face pielea de găină. Îți jur. Îți jur. Oricum, este cea mai mare conexiune între o mamă și copilul ei și indiferent că nu mai e aici printre noi, cu siguranță vorbiți și vă transmiteți lucruri. Simt asta. Simt. Uh-huh. Nici nu vreau să nu mă înțeleagă cei de acasă greșit. Câteodată chestia asta îmi face bine. Dar la un moment dat intru într-o stare de tristețe și încerc să nu intru foarte mult în starea asta sau să cer ajutorul mereu de la ea, pentru că mă frustrează câteodată. Că am ajuns, cum ar fi, să mă rog în loc să vorbesc cu ea, față în față cum sunt cu tine. Și mă frustrează câteodată treaba asta. Când simt eu, important e și chiar și cu Dumnezeu la fel. Nu trebuie neapărat să mergi la biserică. Și poți să fii poți și în casă. Și aici, sau acasă, și aici. Oriunde. Dar important e când simți. Dacă nu simți, degeaba. Așa e și în viața de zi cu zi. Simți să-l bagi pe prietenul tău în seamă sau să-l suni sau nu? Nu simți, nu-l suni. Exact. Un exemplu. Exact. Și când te rogi și când simți să te rogi, nu faci de obligație, sunt la biserică și trebuie să mă rog. Sau... Nu, exclus așa ceva. E mult mai profundă treaba asta. Exclus așa ceva. Trebuie să ne rugăm din tot sufletul. Cât de des mergi la biserică? Nu merg foarte des. Duminica încerc să ajung. Uh-huh. Că de asta și spun. Nu țin neapărat să ajung în biserică. Mă rog și acasă, și în mașină, și aici dacă vreau să și simt să mă rog. De fiecare de când simți. De fiecare de când simt. De ce să mint să zic că merg în biserică în fiecare zi? Sau? Încerc să ajung atunci când simt. Îmi place să merg singură la biserică. Maxim cu Matia sau cu Cătălin, cu soțul meu. Nu-mi place să merg... Te simți mai liniștită când mai liniștit, ești singură. Da. Simt că sunt eu cu mine și nu mă vede nimeni.